În luna mai a fost înregistrat un spor natural negativ al populației în județul Giurgiu. Ultimele date făcute publice de Direcția Județeană de Statistică arată că luna lui Florar a fost caracterizată prin scăderea natalității și mortalității, însă numărul nou-născuților a fost cu 149 mai mic decât numărul persoanelor decedate, înregistrându-se și 3 decese la copii sub un an. În luna mai acestui an, numărul de nașteri a fost mai mic cu 20 față de luna precedentă, respectiv 184 de nașteri au fost înregistrate. Numărul de decese de asemenea a fost mai mic cu 48. Au fost înregistrate 333 de decese. Sporul natural a rămas în continuare negativ, minus 149. De asemenea, tot în luna de referință, mai mulți giurgiuveni au ales să își unească destinele, nupțialitatea fiind în creștere. Au fost înregistrate 137 de căsătorii, în creștere cu 60 față de luna precedentă și cu 32 față de mai 2014. Totodată și numărul divorțurilor a fost în ascensiune, înregistrându-se 15 în luna mai, de 2,5 ori mai multe față de luna precedentă.